Neața, ați văzut că am mutat locul de joacă de aici, de unde l-am construit, l-am mutat în spate la locul lui. I-am făcut un pic de terasament din nisip și am pus niște dale pe nisip ca să stea perfect în boloboc. Dar din păcate nu l-am putut pune cum am vrut eu, o trebuie să-l pun invers. Vă arăt imediat exact ce și cum. Dar eu zic că o să iasă tare. Acum vreau să fac partea de hinți și finalul. Deci, inițial vreau să fac aici panou de cățărat în partea asta și toboganul să meargă în partea cealaltă, dar o să mut toboganul aici, că nu e suficient de lung. Fac panou de cățărat încoace și facem încolo hințile. Să vedem ce... Nu știu exact, dar cred că așa e cel mai bine. Deci aici o să pun hințile, una, adică balansoarul ăla mare, ca să fie mult spațiu. Și mai punem o hintă normală, făcută lungă, lungă, încât să ne putem da și noi dacă vrem. Poate punem cândva un balansoar din ăla mai mare. Și cam atâta momentan. Trebuie să-i fac picioarele aici, din astea două. Două picioare așa în triunghi, un pic mai clăcănate, încât să... fie ca lungi. Aie! Acum m-am apucat de podeaua de sus, după aia punem toboganul, facem niște balustrade, o șlefuim, începem partea de panou de cățărat. Mai avem un pic pe aici. Să-i dăm drumul. Aici așa un pic de loc pe unde se poate ține de sus și să se dea pe tobogan. O să fac balustrăzi din astea peste tot. Dar acum mă apuc aici, în partea asta de jos, să fac un pătrat așa un pic mai drept, să nu fie, că aici e un pic de pantă în sus, nu știu cum se vede. Și să fac un pic de loc drept, că am găsit un preș din ăla moale, din cauciuc, pe care le putem pune acolo să nu vină direct pe pământ. Și după aia mai continuăm. Cauciucul ăsta e vorba, zic că îl pun chiar aici în față, în restul să fie numai iarbă. E ok, l-am prins, stă super bine, l-am băgat aici un pic în pământ, să nu se miște și e perfect. Aici sus bine tot prins cu două cluburi, unul aici și unul pe partea asta alta și cam atât.
În rest, are aici o buză mică unde se sprijină. Dar ce trebuie, pare să țină. Tundem buruienile, că iarbă nu prea avem. Bălit. Hai să vedem ce facem. Aici să fie panou de cățărat. Așa că să vedem dacă am făcut treaba ca lumea. Așa. Cam așa va arăta balustrada, dar puțin aranjată. Momentan le-am pus numai așa să măsor. Aici nu o să punem nimic, că vine panoul de cățărat și aici momentan punem, dar aici o să fac și niște scări la un moment dat. Dar nu acum. Să vedem. Aici nu mă interesează așa de mult aspect, ci mai mult siguranță, gen să stea ca lumea bârnele astea, să poată să se țină de ele, să se tragă, dacă vin copii mai mari să nu fie problemă. Bun, gata și balustrada, rezistă de numai, în regulă, e ok. Eu sincer credeam că termin locul de joacă în video ăsta, adică să aibă doar două părți, dar văd că n-am nicio șansă. O durat destul de mult până am făcut rost de prizele de cățărat. Am luat mai multe modele din tot felul de așa. Mai trebuie să cumpăr niște chestii pentru el și nu am cum să le aduc cu mașina mea, așa că o să mai dureze. Deci închidem video-ul ăsta aici și mai facem încă o continuare cu efectiv finalul și cu tot. Să se vadă și cum a ieșit treaba asta și eventual să o testăm un pic, să vedem cum e. Vedem ce iese. Ne mai vedem.